Bună ziua, bine v-am găsit la primăria Comunei Jegălia, domnul primar, domnul viceprimar. Bună ziua, bine ați venit la noi. Înconjurat de documente. Da. Deranjează întocmirea documentelor? Sunt multe comparativ cu anii trecuți, domnul primar? Da. Noi avem în fiecare zi de făcut ceva, așa că tot timpul, mai înainte am încheiat audiențele, suntem tot timpul în serviciu. Ce lucrați acolo? Ce documente semnați? Din păcate, semnăm niște somații de plată. Asta este legea, asta e bugetul, nu ne dorim să oprim pe nimeni, nu ne dorim să oprească banii nimănui, dar programul de contabilitate gestionează în continuare toate datoriile. Ce trebuie plătit, domnul primar? Păi aici, de exemplu, unde semnează domnul vice, sunt somații de plată către cei care nu și-au plătit în special amenzile. Și aceste amenzi vin lângă taxele și impozitele neplătite, inclusiv gunoiul. Și amenzile vin și pun mai mult peste aceste sume. Și din cauza asta, de exemplu, acum mă uitam, există o sumă de 18 milioane, 1800. Adică nu e nimic sub 10 ce vedeți dumneavoastră. Aici ne duceți spre cei care au sume mari de plăți. Au sume puțin mai mari, da. Da. Și de unde le plătesc, domnul primar? Că e sărăcie la țară, trebuie să spunem. Statul românesc nu e așa de bogat. Așa este. Numai că și noi, la rândul nostru, avem un control din partea Curții de Conturi care vine și ne întreabă ce ați făcut. Nu este o laudă, dar noi anul trecut am avut peste 90% taxe și impozite plătite. Acum ne facem datoria. Spune legiuitorul, spune să eliminăm toate resursele unde poți găsi bani. Și atunci ne mergem și către bancă, și către unde să poți plătite. Și în ultimul rând avem oameni de bună credință care au plătit și sunt oameni care n-au reușit încă să plătească. Dar ușor, ușor ajungem pe calea cea bună. Se poate și eșelonata se face plata? Oamenii plătesc eșelonat mai ca niște dobânzi. Adică n-am făcut noi încă lege. Noi n-am mărit niciodată impozite, n-am mărit niciodată taxele, numai că cei de la gunoi vin și ne fac factură pe noi, pe primărie. De unde punem banii? Și atunci nu trebuie să ne ducem către cel care consumă, cum ar veni. Și nu în ultimul rând, este o obligație legală în care noi avem probleme în cazul în care nu ducem la îndeplinire. Asta se semnează acum. Acum să nu credeți că nu sunt foarte multe, sunt în jur de vreo 70, dar noi avem 1600 de familii. Nu e chiar așa de simplă, 2000 de familii. Și aici vedeți eu minim ori mii, acolo unde nu sunt. Dar a fost problemă, dar noi trebuie să ne facem. Când vine cineva și ne contrazice, domnul, l-ai somat, l-ai anunțat, știe, nu știe. Și asta facem. Datoria este acum, este o somație. În primul rând este o științare. Este o științare pe care noi științăm. Ce vreau să vă spun este că, uitați chiar acum, am în față documentele pentru a înființa o asociație a pescarilor, nu sportivi, ci a pescarilor economici, care vor să facă acest lucru. Săptămâna trecută am fost invitat la Congresul Dunărenilor, sub egida Ape mai curate, unde plasticul și toate celelalte reziduri duc la îmbolnăvirea noastră, pentru că ne-au explicat și ne-au arătat cum plasticul a aruncat, intră în pește, peștele îl mâncăm noi. Devine toxic. Da, în pământ, animalele domestice, vaca, eu știu, oaie, toate consumă apă din Dunăre și toate vor duce acolo și care la rândul lor duc în sănătatea oamenilor. Din cauza asta, Congresul Dunărenilor, Comuna Jegălia face parte din localitățile de pe malul Dunării, și eu dau curs astfel de invitații în condițiile în care, pe flagul Clărășan, Comuna Jegălia beneficiază de 4 proiecte. Cel cu parcul, cu complexul sportiv, părcile și, în ultimul rând, acum ne vine casa pe apă, pe care o să o montăm pe Dunăre, tot așa de a executa și a face un turism de calitate pentru această comună și a mări chiar inclusiv să aducem și alte fonduri. Mai mult de atât, îmi doresc că să îndreptăm o greșeală foarte mare în care toate aceste localități unde am avut tradiție în pescuitul comercial, nu mai există. Oamenii au tras bărcile pe mal, au plecat pentru faptul că taxele și impozitele sunt foarte mari care sunt impuse de cei care au asociație. Și am dorit să-mi fac eu asociația mea, în care să nu luăm foarte mulți bani, pentru faptul că am explicat, dând aceste toanele sunt acei kilometri de apă care pot fi, unde poate să dea la fund, la pământ, cum zicem noi cu Sătca. Aceste toane care sunt în dreptul ATU-urilor, cel puțin la mine, eu sunt interesat, pentru că care sunt beneficiile, în afară de faptul că se creează niște locuri de muncă mult mai multe. În al doilea rând, nu, oamenii care au aceste toane nu mai permit
celorlalți cetățeni de bună credință, de ghilimele, să arunce gunoiul, să arunce ciocanii, să arunce sticlă, plastic și toate astea. Îi responsabilizează. Îi responsabilizează. Păi nu le convine. A doua, nu o să mai lase pe nimeni să mai facă braconaj. Braconajul acela electric, care e în formă. Mai mult dată. Curățenia malurilor. Curățenia malurilor, dar să știți că vorbeam și la congres. Eu am lucrat atâția ani în silvicultură. Toate pădurile de-a lungul Dunării, cel puțin pe care a fost, sunt, în momentul care vine apa, vine și cu toate resturile, cu plasticuri, cu tot. Când se retrage, rămân pământ. Dom'le, nu sunt plasticuri de la cel care vine să facă un grătar. Nu? Alea sunt de la vapoare. Vapoarele vin și dă drum. Nopți am văzut cum, în special de astea ucrainiene, umplu efectiv Dunărea cu tot felul de plasticuri. Pentru că în pădure, de asta vă spuneam, nu găsești bidon de borsec, de apă minerală de plată. Și găsești, toate sunt străine și nu numai străine. Sunt în alte țări riverane care merg pe astfel de apă. Mai mult de atât, sunt nave care dau drumul la spală, măcorină, petrulce. Atunci pescarul care este acolo nu-i convine. Și atunci el va da telefon și va spune, vedeți că a trecut nava cu numărul care a poluat. Prin asta noi încercăm să aducem cât de cât puțină normalitate. Și din cauza asta încercăm. Am discutat la Tulcea și să reușim, poate facem aici o asociație a pescarilor din comuna Jegălia și Unirea. Am avut o discuție cu Unirea. De ce vorbim și de Unirea și de Dichisen? Pentru faptul că împreună cu cei doi primari PNL, noi toți trei suntem primari PNL, am reușit, uitați, săptămâna asta, sperăm că până sâmbătă, să ne vină cele trei mașini electrice pentru copii din țară. Primele trei primării, printr-o colaborare, am reușit. Am scos la licitație, firma care a câștigat are dată limită 30 noiembrie. Deci va veni, ne-au și spus deja, ne vin două mașini electrice, în săptămâna viitoare să ne mai vină, deci toate trei. Mai mult de atât, Guvernul României n-a vrut să ne dea voie nouă să scoatem la licitație asta de încărcare electrică, stațiile. Abia acum ni le-a dat, noi le-am scos la licitație, cu toate că și aici avem probleme, pentru faptul că ordonanța de guvern dată în noiembrie nu ne mai dă voie să mai facem consultanțe. Și vă dați seama că e o problemă. Și aceste trei mașini, de asta și spuneam, vin pe cele trei primării, dar și doresc să facem și o asociere, cel puțin cu Unirea, unde mai sunt pescari, la Dichiseni sau cam oprit. Mai mult de atât, și la Dichiseni sunt pescari, care pescuiesc oamenii pe partea de Dunăre, din zona localităților. Nu în ultimul rând, să știți că suntem în prelucrare destul de avansată și la gaze. Exact asta vreau să vă întreb. Cetățenii m-au rugat să vă întreb ce se mai aude, când încep lucrările. Dom'le, lucrările pot să înceapă și mâine. În cont avem, de exemplu, Jegălia are în cont în jur de 20 de miliarde. Și mâine putem începe. Am început în Unirea, să începem în Dichiseni. Jegălia rămâne la urmă pentru faptul că noi autorizația o dăm prin Consiliul Județean pentru faptul că trebuie să facem și legătura pe Ișorul la Jegălia, la Iezerul, de unde se pleacă spre Unirea și Dichiseni și spre Gâldău. Numai că și aici avem destul de multe probleme. Va trebui să așteptăm și o ordonanță de guvern ca să putem să ne... Dar cea mai grea problemă sunt banii și să vedem ce se va întâmpla. Pentru că fondurile pe POIM au fost până la data de 30 decembrie 2023. Datorită și lor și nouă dan special al guvernului, n-am reușit. Am ridicat foarte greu pe SICAP, sunt foarte puțini specialiști pe SICAP pentru gaze. Exact ce spunea domnul primar Jnoveanu. Da. Și la ora actuală s-a început, urmează și Jegălia, avem bani în cont, problema să mai avem o singură, să vedem cum se rezolvă la nivel de guvern, ca acești bani să ne dea și după data de 1 ianuarie, pentru că de fapt n-a fost vina noastră. Dar noi, eu cred că începerea lucrărilor la Jegălia, undeva la jumătate, dacă nu se reușește până la jumătatea lunii lui decembrie, și dacă în cazul în care condițiile meteorologice nu sunt favorabile pentru a săpa și aia, prelungim frumos pentru ianuarie și să vină să lucreze după luna lui ianuarie. Dar cetățenii trebuie să știe că indiferent cât săpăm și băgăm țeavă în pământ, ea poate să rămână acolo, cum sunt și alte localități din țară unde a rămas săpat cu țeavă de gaz și gazul n-a venit. Și nu ne dorim lucrul ăsta. Din cauza asta noi mergem în paralel, pentru că noi stăm și la mâna primăriei Perișorul, care va trebui să dea o hotărâre și la rândul lor de conținut, ca să ne... Regia Națională a Pădurilor, pentru că locul de unde ne legăm noi este pe o suprafață de teritoriu a Regiei Naționale a Pădurilor, e vorba de Hergelia de Cai de la Jegălia, și bineînțeles, ea fiind pe oate Perișorul.
iar restul se va dezvolta pe, pe teritoriul jigălit, pe lângă DJ-ul 321, din, care face legătura perișorul jigăliei. Câte locuințe vor fi acordate? Toate. Suntem acum într-un calcul, de fapt foarte puțin a mai rămas. Noi în localitate avem 1600. Și la ora actuală, iezerul Jigălia-Gâldău, și aici mai avem un problemă de sutraversare a canalului, iar și aici este. Deci noi mai avem câteva mici probleme, pe care să sperăm că până la sfârșitul anului ele sunt terminate, dar contează cel mai mult bani.